Pentru cei mai mulți occidentali, anul sabatic e o perioadă în care se regăsesc, călătoresc, ori de care profită să se dezvolte personal. Asta poate însemna, printre altele, un curs sau un hobby transformat în business. În România, legea asimilează anul sabatic cu un concediu fără plată, dar sunt și categorii profesionale mai norocoase. În mediul academic vedem la profesori universitari cu granturi care au dreptul să-și iau un an sabatic plătit, însă în corporații nu există o reglementare foarte clară și nici nu se oferă după 2 ani de muncă. De obicei merge către persoanele care au 5-10 ani în companie, care au adus niște rezultate excepționale în companie. Este adus celor care vor să-și ia această perioadă pentru dezvoltare, urmează un MBA sau urmează niște cursuri. Chiar dacă acest concept nu este atât de cunoscut la noi, pandemia a împins multe persoane către introspecție și reorientare profesională. Ioana Sihota, mai bine cunoscută drept Jazzy Joe, este cântăreață. A simțit nevoia unei pauze pentru a se gândi la ce își dorește exact de la viață. Am petrecut timp cu familia foarte mult. Familia mea este destul de scindată la nivel de oraș, adică suntem împărțiți destul de îndepărtat suntem și am făcut tot felul de meeting-uri cu familia, cu unchi pe care nu i-am mai văzut de mult. Am dezvoltat niște hobby-uri, am renovat apartamentul, am renovat casa. Ce să nu mai spun că am făcut? Și am făcut mult sport, atât cât s-a putut să fac pe afară. Un an sabatic presupune două criterii. Angajatorul să fie de acord, iar această posibilitate să fie trecută în contract. Codul muncii de la noi nu vorbește concret despre anul sabatic, dar face referire la concediul fără plată. Dacă este apt profesional, angajatul se poate întoarce la muncă fără griji la finalul perioadei. Nu are dreptul să-l concedieze dacă ne referim strict la anul acesta sabatic, adică în legătură cu luarea concediului fără plată vreme de o perioadă de timp. Sigur că pot fi identificate alte motive, faptul că pur și simplu tu nu mai ești capabil să-și desfășori aceeași activitate pe care o făceai. Unii oameni vor să bifeze călătorii în cât mai multe țări în anul sabatic, însă asta poate însemna un buget de 20.000 de euro.